Ardenpel gratins mâncăm acum. Hei, salutare! Astăzi o să facem review la cartoși cu brânză, mai exact Emmentaler, de la Avico. Costă 14 lei, i-am găsit pe cartofi, i-am găsit în Carrefour. Ei trebuie ținuți la cuptor 25 de minute la 200 de grade. Ăștia sunt cartofii, vin 4 bucăți. Să vedem ce destul de moi. Mamă, s-au cu varză. Nu efectiv varză, doar că s-a făcut praf. Nu știu dacă se poate vedea. Au rondea jos de cartofi, adică nu sunt efectiv cartoful, ci e o rondea jos de cartofi, după care vine brânză și cu cartofi pasați, așa. Ok, m-am strâmbat că, da, nu mă așteptam. Sunt de fapt o spumă de cartofi. Nu mi-am imaginat că tot ăsta e un cartof. Nu, e o spumă cu brânză și cartofi. Sunt ok, îmi plac. Au tot felul de stabilizatori de prin compoziție. Nu sunt cele mai safe din punctul meu de vedere, mai ales orice se procesează, se face pasta, se face așa, înseamnă că cumva au ascuns niște ingrediente înăuntru. E ok, dar eu nu l-aș prefera. Pare ciudat, nu știu, e ceva ne la locul lui în chestia asta. Și ca de obicei, dacă v-a plăcut acest episod, dați like, dați subscribe ca să fiți la curent cu cele mai noi episoade. Gazda noastră este restaurantul La Rambla. Vă salut!